Spasă Dumnezeu, din adânsa noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvintează! Cel ce-a via din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunea de pe curate Maicii sale, pentru ale Sfântului Ioan, pentru ale Sfântului Arhanghel Mihail, pentru ale Sfântului Ioan Evanghelistul, pentru ale precubiosului Părintului nostru Iustin și pentru ale Sfinților Închisorilor, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Cinile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvântați, Preacucernice Părinte, pentru a vorbi. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Iubiților, iată-ne într-o această zi de sărbătoare, într-o această zi în care biserica se împodobește cu podoabă, cu podoabă care slobozește cântec și chemare la slujirea lui Dumnezeu, care slobozește vestire de vremea rugăciunii. Acesta este clopotul, este nu numai podoaba bisericii, ci este Cel care în sufletele noastre răsună pentru a veni, pentru a ne pleca genunchii inimilor, pentru a ne smeri sufletul și pentru a ne adânci în rugăciunea către Domnul. Clopotul este nu numai un obiect de podoabă, un obiect sfințit, minunat. Iată-l pe Viosul Părintele nostru Iustin, care ne însoțește în fiecare lucrare, în chip tainic a acestei sfinte mănăstiri. Iată-l pe Sfântul Ioan Teologul, Apostolul Dragostei, care binecuvintează lucrarea ostenitorilor acestei sfinte mănăstiri, a acestui așezământ de ocrotire a celor neputincioși și de îngrijire a celor neputincioși și care întraripează dumnezeiescul dor către vederea dumnezeiască, dacă nu către vederea, măcar către tânjirea spre a-L vedea pe Domnul. Iată-L pe Sfântul Arhanghel Mihail, care cu sabia credinței ne atenționează să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte la viețile noastre, iubiților, să luăm aminte, căci clopotul ne cheamă la rugăciune, iar noi la rugăciune să mergem cu luarea minte. Deci un obiect de podoabă, un obiect de care aduce încântare, să spunem, muzicală, urechilor, sufletului, face ca sufletul să tresalte, dar dincolo de toate, este Cel care ne transportă în chip nevăzut la cer. Acesta este scopul final al oricărei lucrări în biserică, unirea omului cu Hristos, prin rugăciune, prin cânt, prin cântare, prin slujbe, prin tămâie, prin închinarea la icoane, prin ierurgii, Sfintele Taine și prin Sfânta Euharistie. Clopotul este Cel care ne face să ne gândim că al nostru loc este la cer. Sunetul Lui acolo se înalță, la cer. Inima noastră de Cel ce este în cer. Domnul, așa cum ați auzit în Sfânta Evanghelie, nimeni nu s-a
suit la cer decât numai cel ce s-a coborât din cer, Hristos, cel ce este în cer. Acolo ne călăuzește clopotul, simțirea și rugăciunea. Deci, iubiților, de cer să dorim și să nu uităm că noastră casă veșnică acolo este, să o dorim, să ne osârduim pentru ea, să plângem pentru ea, pentru că lacrimile noastre, dacă vor fi îndreptate la cer, întotdeauna vor fi lacrimi ale bucuriei. Amin.